Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, s-au întâlnit luni 19 decembrie cu guvernatorul Cernăuțiului, Ruslan Zaparniuc, pentru a găsi soluții în vederea reducerii cozii de tiruri spre Vama Siret. Gheorghe Flutur a spus că în momentul de față coloana de tiruri în partea română este de peste 26 de kilometri, cu aproximativ 900 de autocamioane care ajung aproape de municipiul Suceava, iar aceeași situație este și în partea ucraineană. Am socotit că este foarte necesar să ne întâlnim de urgență să găsim soluții de fluidizare a traficului de aici, din zonă. În primul rând, am vrut să lămuresc situația de la Vicovu de Sus, Crasna, pentru că de multe ori șoferii cu tirurile goale refuză să meargă pe acolo, invocând că sunt niște locuri cu probleme. M-am convins astăzi că nu sunt, chiar dacă undeva în interiorul Ucrainei, la 7 km la trecerea de la beton la asfalt, sunt niște serpentine, dar care sunt întreținute și pot merge pe acolo. Am înțeles că în orașul Storojineț e undeva o curbă la 90 de grade, dar e practicabilă și nu e nicio problemă. Și atunci o să rugăm poliția de la Suceava să dirigeze tirurile goale prin zona Vicovu de Sus, Crasna, ca să fluidizăm traficul, a arătat Flutur. El a precizat că de la deschidere prin acest punct de frontieră au trecut 2300 de tiruri goale în ambele sensuri, ceea ce înseamnă că se poate. Președintele Consiliului Județean Suceava a mai spus că s-a convenit ca împreună cu Poliția Suceava să fie formate coloane de câte 30 de cisterne de combustibil care să fie aduse pe o bandă separată în vamă pentru a le face formalitățile care sunt mult mai simple pentru aceste transporturi. Gheorghe Flutur a arătat că din cele 900 de tiruri din coloană, 200-250 sunt cu motorină și benzină. De asemenea, colegii din partea ucraineană au promis că măresc schema de funcționari din vamă pentru a ne duce undeva în 24 de ore la 500-600 de tiruri. Asta ar însemna că într-o zi și jumătate, în două zile, am putea procesa această coloană de tiruri pe care noi o avem aici, a transmis șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a adăugat că între 20 și 30 ianuarie 2023 ar urma să se deschidă și vama de la Racovăț din județul Botoșani, care va prelua o parte din traficul greu din punctul de trecere al frontierei Siret. Gheorghe Flutur a declarat că a discutat cu guvernatorul din Cernăuți și despre deschiderea punctului de frontieră Climăuți-Fântâna Albă, în care partea română a finalizat lucrările. Ne vom întâlni imediat după sărbători, pentru că dorim ca acolo și partea ucraineană să modernizeze acest punct. Ne dorim o parcare mare de tiruri, iar noi, partea română, pentru că e destul de aproape de Vadul Siret, ne gândim la o investiție într-un transport intermodal ca să putem urca tirurile pe calea ferată pentru a descongestiona traficul. El a amintit că și la Vama Siret lucrările de modernizare printr-un proiect de 10 milioane de euro trebuie finalizate până la finalul anului viitor. Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a declarat în urma discuțiilor cu autoritățile din Cernăuți, acestea i-au transmis că unul dintre motivele pentru care procesarea tirurilor se face într-un ritm scăzut este acela că alimentarea cu energie electrică a vămii s-a făcut doar câteva ore pe zi. Trebuie să ținem seama de partea ucraineană, care ne-a explicat că din păcate doar 5-6 ore pe zi au curent electric. Au fost afectate și scanerele lor din vamă, însă acum au procurat niște aparate UPS care asigură alimentarea cu energie electrică a scanerelor pentru a putea lucra non-stop, a spus Gheorghe Flutur. El a mai precizat că dacă toate aceste măsuri stabilite nu vor funcționa zilnic, s-a convenit asupra unei monitorizări permanente a situației din vamă, dar și asupra unei noi întâlniri vineri, dacă lucrurile nu se îmbunătățesc.